Bună, România, bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Una dintre problemele sub care trăiam de vreo 2 ani și ceva încoace, recursul compensatoriu. Bună seara, Răzvan Zanfir. Bună seara, Radu. Pare că își găsește o soluție într-un final, pare că se încheie, pare că nu se mai organizează în curând. Își găsește sfârșitul. Își găsește sfârșitul, azi a trecut de comisii, mâine va intra la vot. Da. Abrogarea recursului compensatoriu, o bucurie întreagă, iscată și cu participarea Partidului Social Democrat. Și cu largul concurs al Partidului Social Democrat. Aici e marea bucurie. Nu, acum o să spun parțial pentru că e adevărat, parțial pentru că vreau să-i enervez pe liberali. Da. Vor rămâne în istorie drept autorii abrogării recursului compensatoriu pesediști dintr-un motiv foarte simplu. Ei puteau bloca această inițiativă. De ce s-a tot discutat zilele acestea de diferite metode prin care se putea rezolva? Ordonanța de urgență, asumarea... Ordonanța de urgență nu era o variantă. Nu, dar zice și pe asta că e posibil. Dar nu, n-aveau dreptul moral să facă așa ceva și din punctul meu de vedere nici legal, domnule. Dar s-a vorbit despre asta, asumarea răspunderii. S-a vorbit despre multe mizerii. Așa. Deci, practic, sunt multe variante. Asumarea răspunderii, da, era o variantă. Era o variantă. De ce? Pentru că se pleca de la premiza că Partidul Social Democrat, care a iscat această formă și această situație, nu, cu recursul compensatoriu, da, în forma în care e acum în vigoare, da, bă, n-ar fi nebun cumva să-și asume eșecul ăsta, nu? Să-și asume cumva și victimele recursului compensatoriu venind să voteze. Te gândești, bă, ei au fost de acord cu această formă, nu? Adică bănuiesc că, practic, te-ai fi gândit în mod logic, bă, dacă ei au făcut să fie recursul compensatoriu așa, da, n-ar fi logic ca tot ei să zică, domne, nu e în regulă. Păi după 2 ani și ceva nu e în regulă. Păi da, dar voi porniți de la prezumția, că am mai auzit teoria asta și la alte persoane, că Partidul Social Democrat ar avea o formă de constanță sau de coerență în abordarea sa politică în ceea ce privește anumite chestiuni. Da. Nu, domne, Partidul Social Democrat este un partid oportunist, fără niciun pic de convingere fermă, care atunci când ajunge în Parlamentul European e un partid mai degrabă progresist, LGBTQ plus friendly, ca să mă exprim așa, iar atunci când se întoarce în țară, cunoscută fiind dimensiunea tradiționalistă a poporului român, devine un partid aproape conservator. Mândri că suntem români în țară, sclaveți în străinătate, asta pare să fie dictonul PSD-ului. Păi dacă e o abordare schizoidă în ceea ce privește genul ăsta de repere morale ale social-democrației, de ce te aștepți să aibă o abordare diferită atunci când vine vorba de justiție? Deja am auzit pe membrii Partidului Social-Democrat prin emisiuni astăzi explicând totuși că această abrogare a recursului compensatoriu este o consecință a gândirii lor. Cumva ei au decis acest lucru, este o reușită a lor, este o idee a lor cumva, deci practic e o asumare a responsabilității pe această abrogare. Hai să-l ascultăm și pe celebrul domn, pe cine îl ascultăm? Pe domnul Orban, Ludovic, nu? Ar fi bine să-l ascultăm măcar acum cât e premier în exercițiu. Domnul Predoiu. Haide să începem cu Predoiu, că e ministru de resort și are și el un punct de vedere. Mă rog, vorbim cum a ajuns el să aibă un punct de vedere, dar... asta e viața. Predoiu, vorbim despre abrogarea recursului compensatoriu. E preferabil să avem o lege și nu o ordonanță de urgență. Și după cum vedeți, se îndreaptă lucrurile către o lege. Creștem numărul de locuri de detenție și mai ales să îmbunătățim calitatea lor. Să facem o evidență clară a acelor spații care nu prezintă condiții decente de detenție și să intervenim asupra lor. Să punem pe picioare sistemul de probațiune, care la ora asta este mai mult formal decât efectiv, nu? Nu este eficient. Guvernul deja a aprobat memorandumul de suplimentare a posturilor 615 inspectori de probațiune și personal auxiliar. Este un prim pas, nu s-a făcut de ani de zile. Dom'le, relaxat omul pe subiectul acesta după ce săptămâna trecută era, zicea exact ce a spus astăzi, doar că invers. Și după ce, în urmă cu câteva luni, spunea exact ce a spus în urmă cu o săptămână, doar că invers. Da. Adică e foarte important la domnul Predoiu, care are convingeri ferme, dar să fie, el are așa flux și reflux. Da. E important să-l prinzi în flux. Sau respectiv un reflux. Are convingeri ferme, dar și le schimbă odată la 2-3 zile. La 2-3 săptămâni. Sau 2-3 săptămâni. Aș vrea totuși să-i menținem această constanță a schimbării opiniilor. Ceea ce îmi place la domnul Predoiu și ar trebui apreciat mai mult, el nu lucrează cu jumătăți de măsură, chestiuni intermediare. Recursul compensatoriu trebuie abrogat acum? Scria pe Facebook. Scria pe Facebook mai demult. Când era Ucilas la guvernare. Recursul compensatoriu nu poate fi abrogat. Recursul compensatoriu trebuie abrogat acum, probabil săptămâna viitoare va spune.
Da, dar nu poate fi abrogat. Dom'le, un om foarte deslușit, să-i dăm așa o titulatură. Domnul Predoiu, un domn foarte dumirit, așa tot timpul când apare la televizor, are un ton calm așa de om dumirit. Dom'le, ai știe care treaba. Ce vad în Iordache pe parte liberală, domnul Predoiu? Liberal, da. Dar e important să preciza că domnul Predoiu este autorul codurilor, care ne-au costat milioane de euro și care au avut, nu știu, să zic, o epidemie de excepții de neconstituționalitate. La precedenta descalecare ca ministru. La precedenta. Nu a făcut nimic sau n-a făcut suficient pentru rezolvarea unei probleme apăsătoare de la CEDO în ceea ce privește despăgubirea fostilor proprietari sau retrocederea imobilelor naționalizate. Adică domnul Predoiu nu vine cu grea moștenire a lui Tudorel Toader. Vine cu propria grea moștenire din mandatele anterioare. Un personaj greu de explicat în guvernul României, domnul Predoiu. Dar hai să mai dăm o dată. Nu, domnul Iordache un pic mai devreme. Hați și după aia Predoiu. Să vezi că seamănă cumva dacă îi suprapui un pic așa și... Păi sigur, e mai înalt Predoiu. Ok, e mai înalt. Bun. Hați, Johnule, da, să urmărim pe domnul Predoiu. Hați. Ăsta e Iordache. Ăsta... Ăștia suntem noi momentan. Ăștia suntem noi acum. Dar, dar să vezi când apar ei. Deci, practic, miniștrii aceștia ai justiției care... ia uite, perfect. Ia uitați-vă spectacol. Puțin aici. Ia uite, spectacol. Dă-i. He? Domne, cu puțină bunăvoință, deci dacă ai bunăvoință, poți să-i confuzi. Dacă ai puțină bunăvoință, dacă îți dorești... Și dacă ai puțină revoință, poți să-i confuzi. Și dacă... Deci dacă îți dorești neapărat. Ai ceva. Da. Dacă ai ceva, poți să găsești similitudini suficiente. Noi am avea așa multe de spus. E important, iarăși, de amintit că domnul Predoiu, din punct de vedere politic, așa, moral, un contorsionist și, bineînțeles, un artizan al victoriei doamnei Gabriela Vrânceanu Firea Pandele la primăria municipiului București, căci cu așa ceva s-au prezentat peneliștii la alegerile locale din 2016. Nu, Răzvan, e generatorul primăriei Gabriela Firea, nu? Adică el este cel care își explică de ce o avem pe Gabriela Firea. Că, în mod normal, ar trebui să o avem. Bun! Dar, dincolo de asta, un spectacol întreg și pe partea cealaltă, pe partea stângă bine, a terenului. Festivalul. În privința acestui recurs compensatoriu, toată lumea vine și spune și explică în legătură cu acest recurs compensatoriu. Domnule, se face prea mare tam-tam cu recursul compensatoriu, că, până la urmă, oamenii ăia tot ies din închisoare. Adică nu rămân, nu sunt pe viață în închisoare. Dacă nu ies acum mai devreme, în baza recursului compensatoriu, nu știu, cu un an, nu știu cât îi se scade în total de bine cât are pedeapsa. Dacă nu este cu un an mai devreme, bă, deși tot iese și produce nenorocirile, oricum le produce. Mă, problema, hai să explicăm aici, că mi se pare că e ceva de nedeslușit. Problema e următoarea. În momentul când îți este tăvălug foarte mulți de ăștia, nu, cu recursul compensatoriu, violatori, criminali și așa mai departe, sigur că poliția română este supusă unui atac la care oricum cu greu face față. Dacă ești părând, dacă ești eșalonat, dacă ești ceva mai puțin bezmetic din închisori oamenii aceștia, sigur că lucrurile sunt mai ușor de așezat în societate. Chiar dacă ei produc din nou, nu sunt recidiviști, vor fi recidiviști. Adică ce important este ca să se iasă totuși tranșat, nu să, se iasă dintr-o dată cum s-a ieșit în anii ăștia cu recursul compensatoriu. Deci asta e problema. Recursul compensatoriu a eliberat aproximativ 15.000, nu? De deținuți periculoși. Poate că ar fi trebuit să iasă ăștia 15.000 în tranșe de câte? 1.000, 2.000, 3.000 de-a lungul anilor. De gestionat. Da. Ar fi fost mai de exemplu, imaginați-vă următoarea speță. Să obțină Partidul Social Democrat 45% în alegeri, cum a obținut în 2016, da, eșalonat. Acum 15, data viitoare încă 15, încă 15 la alegerile următoare, să spui, domnule, a obținut tot 45. Da, obținut în 12 ani. În decursul a 12 ani, da. 45%. Nu așa dintr-o dată, într-un singur an electoral. Vedeți? Deci e o diferență semnificativă. Așezăm un pic lucrurile. Dar izbucnește spectacolul, doamnelor și domnilor, nu de la Ministerul Justiției? Nu. Acolo deja nici nu mai e spectacol. Acolo deja s-a închis circul. Ce face acum domnul Predoiu nu va mai putea, renaște emoția mandatului domnului Tudorel Toader. E greu să mai faci spectacol, să faci un număr constant de clovnerie după domnul Tudorel Toader. Ce să mai facă Predoiu acum, Aradu? Am avut o perioadă de acalmie cu Ana Birceal, care era absolut ternă. Nu, acolo nu a existat nimic. Păi de-aia au și schimbat-o. Au schimbat-o. Nu făcea. Nu faci show. Nu faci. Plictisești. Da. Plictisești foarte... Nu știu, se uita. Bune,
cu americani. Dacă ați remarcat, Ana Bircea nu se uita la tine când vorbea. Deci ori, tot timpul se uita și mișca capul și se uita în alte părți tot timpul. Dar nu se uita la America. La America, bun. Dar ce important este că de la Ministerul Justiției lăsăm deoparte că lucrurile deocamdată funcționează acolo, înțeleg că mâine se rezolvă cu recursul. Și facem recurs la Ministerul Învățământului. Gata, hai că la Ministerul Învățământului, de unde vine, a venit astăzi următoarea informație, care, bă, venită e așa, sigur, e o informație îngrijorătoare, dar n-avea spectacol în ea. Rezultatele PISA 2018. România obține cel mai slab punctaj din ultimii 9 ani, cea mai mare cădere fiind la matematică, analfabetismul funcțional la apogeu. Sunt niște teste care se fac și care atestă nivelul de învățământ, gradul de analfabetizare, să zicem. Analfabetizare, dar zici că l-am pus ministru pe domnul Adrian Severin, dar în pușcărie, da. Unde a analfabetizat. E celebră replica, nu stăm să o explicăm. Domnule avocat, da. Da. Domnule, este sigur că nivelul e atât de scăzut încât stau și mă gândesc că în curând nu vom mai putea vorbi despre analfabetism funcțional. Nu vom mai putea vorbi despre nivel. Nu vom vorbi, dar nu va mai fi nici funcțional. Da, okay. Deci acum vreau să spune, domnule, gradul de analfabetism funcțional. În curând, domnule, nu mai e funcțional, deci, analfabetismul. Deci în momentul de față sunt analfabeți cât de când funcțional, faci treaba cu ei. Du-te, bă, și tu, du-te și tu, duceți-vă toți. În curând nu vei mai putea să comunici cu ei. E, noi suntem un pic preocupați de această chestiune că se va petrece cel mai probabil în timpul vieții noastre, dar știți cine este extrem de relaxat? Uite, hai să vedem întâi domnul Funeriu. Până la doamna Monica, trecem până la domnul Funeriu. Spune doar că doamna Monica, o să vă explicăm pe parcurs cine e doamna Monica, trecem până domnul Funeriu, care a fost și el un pic ministru al educației în România, a produs acea lege a educației pe care a modificat-o de 64 de ori după ce a fost creată ea. Bă, parcă îl vedea, mai stătea așa un pic seara și iară zicea, bă, hai să mai schimb chestia. Deci nu, n-avea liniște omul, era... Nu el puțin, după aia, alții, urmașii lui. Dar și el a intervenit și nu știu... El a produs și a văzut, și Funeriu n-a fost cel mai rău lucru care mi s-a întâmplat în viața... Nici cel mai bun, dar mai ales nu cel mai rău. Hai să-l vedem, domnul Funeriu, vorbind despre această cădere. Și nu universitatea. Funeriu. Între 2009 și 2012, când am condus educația, România a avut cel mai mare salt din Uniunea Europeană la testele. Din 2012 până în 2019 am avut o scădere continuă, o prăbușire. Legea pe care am dat-o în 2011 a fost modificată de 64 de ori. La ce vă așteptați când votați un plagiator prim-ministru? La ce vă așteptați când aveți miniștri educației care sunt niște impostori? La ce vă așteptați când aveți rectori de universități vai de viața lor? Motivul principal pentru care România are rezultate proaste este proasta calitate a cadrelor didactice, pentru că universitățile nu mai produc ceea ce ar trebui să producă. Am introdus, de exemplu, prin legea din 2011, am introdus un mod nou de formare a cadrelor didactice, care, bineînțeles, a fost imediat demolat de doctorul plagiator Ponta. Dottore, pe toți, dacă îi întreb și ei la mână, toți foștii miniștri ai învățământului vin cu discursul de genul ăsta. Dom'le, pe vremea mea, de bine, de rău, totuși... Hai că Liviu Marian Pop nu cred că o să spună așa ceva. Bă, cred că și asta, dacă le întrebi și pe Liviu Marian Pop... Eu când am fost, am încercat... Credeți că doriți, dar totuși eu sunt autorul, artizanul proiectului, nu știu de care. Manualele care... Am luptat cu ele. Da, Caterina Antonescu, dacă o întreb. Dom'le, eu am încercat să fac o reformă, acum... Adică tot timpul vina e în partea ilaltă. Eu am preluat un sistem care era nu știu cum, acum ce am putut să fac, am făcut, asta e. Dom'le, problema e următoare, că lucrurile astea nu ar fi... Cati Andronescu n-ar mai trebui să vorbească. Pe Monica Anisie, actualul ministru al educației... Anisie. N-ar fi trebuit să o afecteze sub nicio formă această informație, în sensul că nu o include. Nu depindea de ea, a preluat acest minister de câteva săptămâni, oricum rezultate sunt pe anul... De ce a preluat acest minister, este întrebarea, nu de când a preluat acest minister. Da, până să ajungem la întrebarea, hai să o vedem, pentru că la întrebarea asta ajungem după ce o cunoaștem. Bine, noi care știm deja cine e Monica Anisie, profesoară de liceu și soție a unui interesant polițist, partener al domnului Alexandru Cumpănașu, nu ne mai întrebăm atât de tare. Niște mici mirări ai acolo, dar... Nu, eu n-am nicio mirare, eu am un semn al exclamării. I-am lăsat totuși acolo un soi de înțelegere, de așteptare. E dreptul lui Ludovic Orban să risipească așa cum dorește procentele PNL-ului până la următoarele alegeri parlamentare. Doamna... Nu reține nimeni. Doamna, nu reține. Nu reține atent, nimeni. Dar, bă, foarte puțin l-au reținut. Doamna Monica Anisie, pronunțându-se în legătură cu această știre care a apărut de dimineață și de aici a început toată nebunia. Atât s-a putut astăzi. Noi nu trebuie neapărat să ne îngrijorăm de acest
este această evaluare a testelor PISA. Este o evaluare internațională. Trebuie să facem diferența între evaluările pe care le realizează Ministerul Educației pentru clasa a doua, a patra sau a șasea, sau evaluările de final de clasa a opta sau de bacalaureat. Accentul la aceste evaluări internaționale nu cade neapărat pe ceea ce știu elevii, ci pe aplicarea cunoștințelor în situații concrete de viață. Păi deci trebuie să ne raportăm la acest aspect. Este problemă de sistem. Adică ar trebui cu toții să înțelegem că și profesorii trebuie să pregătească în așa fel elevii încât corelația cu piața muncii și cu viața de zi cu zi să fie una reală și teoria pe care o învață copiii la școală să poată să o aplice și în viața de zi cu zi. Este și problemă de minister. Spectacolul de aici vine. Deci, practic, doamna ministru, până la această declarație n-avea nicio vină. Și vine și încearcă să amelioreze... N-avea nicio vină la Ministerul Educației. Da. Că eu n-am înțeles parteneriatele alea frumoase cu fundațiile domnului, asociațiile domnului Cumpănașu. Pe zona Cumpănașu avea niște mici... Eu cred că ar fi trebuit explicate înainte, dar se jurau cu mâna pe Biblie și pe Constituția la Cotroceni că propășirea, nu știu... Pe la urmă te-ai propășit cu Cumpănașu. Nu trebuie să ne îngrijorăm, evaluarea nu pune accentul pe ce știu elevii, ci pe aplicarea cunoștințelor în situații concrete. Deci vine doamna, păi asta înseamnă analfabetism funcțional, exact despre asta e vorba cumva, nu? Adică, ce-am făcut, mă, nene? De citit, știe să citească, nu trebuie să ne îngrijorăm, sigur, nu înțelege ce citește, dar de citit, dacă l-ascultați, citește. Este o mare problemă la doamna Anisie, pentru că dânsa nu face diferența între un cetățean, o persoană, o ființă umană și un mediu de stocare. Înțelegi? Deci ea compară un elev cu o unitate de stocare, cu un hard disk, cu un hard disk, cu un USB, cu un ce dorești, cu un stick, cu ce dorești tu. Un USR, poate cu un USB, da. Bun. USR, dar poate ar trebui mai cu un USR. Că, USR, da, păi, decât poate USB. Ar trebui mai mult USR și mai puțin cumpănașul E. Deci, să revenim. Ea e mulțumită că elevii știu. Nu e grav că nu știu ce să facă cu ceea ce știu. Aia e regulă. Important e că sunt informațiile acolo. Nu știi când, Doamne ferește, ai nevoie de informație și îi spui 1848. Păi nu știi când candidezi la președinție și ești întrebat în legătură cu teorema lui Pitagora. Sau aria cercului. Dom'le, se poate năzări această întrebare. Sigur, viața tu nu știi ce să faci cu aria cercului. Dar știi să spui care e aria cercului. Și atunci doamna Anisie e mulțumită. Da. Păi Dăncilă nu ar fi... Nu. N-ar fi. Deci, uite, n-avea nici informații și nu știa ce să fac cu ele. Da. Dar ar fi fost mulțumită, domne, ca mediu de stocare copiii noștri sunt în regulă. Sigur, sunt, pornesc un handicap, ca să nu zic dizabilitate, în viață, pentru că nu știu ce să facă cu informațiile, dar informațiile undeva, în adâncul ființelor, sunt existente. Mă, nu vrea să spună un lucru adevărat, că domne, unde e problema la profesor, nu știu ce. Problema e la bani. Că, de exemplu, știi că ea a spus că nu vrea 6% din educație acum, că n-are ce să facă cu bani. Îmi spune ce se... Dar așa a spus Monica Anisie. Nu, asta nu e cu Monica Anisie. Eu când am văzut-o pe Monica Anisie pe lista aia a miniștrilor lui Orban, da, fost ceva de genul... Te gândi că... Zic, lăsați-o pe Cati să se pensioneze de acolo și vorbim după aia. Nu, da, nu părea așa. Hai ceva de genul... Da. Și sunteți siguri că e mai bine așa? Deci 100% e mai bine așa? Virgilianțu, vrei să fii miliardar? Răspuns final, Monica Anisie? Da, nu vrei să suni un prieten? Nu vrei să întrebi publicul? Lasă-o, doamne, iartă-mă, nu te crampora, mai e trei variante ajutătoare. Da. Mă rog. Mai bine o puneau pe Raluca Turcan, pe cuvântul meu. Și așa și dorea Raluca Turcan să fie ministrul educației. Păi așa mi-aduc aminte că i-a discutat treaba. Era mai bine. Da. Era clar mai bine. Raluca Turcan nu făcea genul ăsta de gafe. Face și Raluca Turcan gafele ei, păi, dar nu genul ăsta de gafe. Dom'le, se sculau oamenii morți, nu? Te culcai sănătos, să spun te trezeai mort. Între a te trezi mort și a-mi spune că e în regulă să ai informațiile, da, dar a nu știi ce să faci cu ele, prefer să te trezești mort. Bun. Decât să te trezești prost, mai bine poate te trezești mai bine mort. Sigur că din moarte te mai ridici. De moarte te mai invit, dar de prostie nu te mai trezești. Mai votezi, mai... Sigur că da, și politic, da, și mistic, moartea nu e ceva definitiv. Prostia, în schimb, nu pare să aibă leac. Revenind la ce, că nu mai știu. Așa, Anisie. Dom'le, că nu, problema e acolo. Unde este problema? Profesorii din preuniversitar sunt prea prost plătiți. Da, e că, dom'le, a scăzut calitatea. Păi le dai o mână de 30 de copii
aș fi fost tentat să spun turbați, dar nu e un cuvânt pe care să-l folosești la te. Nervoși? Da. Îți mai amintești liceul? Dom'le, e clar despre ce. Dom'le, nu e clar, că uite doamna Monisie, nu înțeleg. Monisie! Dar le-am autotopit-o. Doamna Monisie. Monica Anisie zisă Monisie în această emisiune. Doamna Monisie nu înțelege. Problema următoarea. Liceenii sunt extrem de enervanți. O mare parte a acestora. Că, într-un fel, de-aia profesorii de liceu sunt prost plătiți. De ce să vrei să te faci profesor de școală generală, de liceu, să lucrezi cu copiii ăștia care în anumite momente pot friza terorismul psihologic? Pe banii aia, puțini. Rumblați acolo, doamne iartă-mă. După care umblați și la preuniversitar, că prea ajunge oricine profesor universitar. Și acum îmi pare rău că poate se simte jignit, poate nu, ar trebui. Domnul Breaz. Păi domnul Breaz e profesor universitar și rector al unei importante universități de stat, în condițiile în care dânsul nu știe să folosească în mod corect acuzativ. Breaz care l-a făcut ministru Viorica Dăncilă. PSD. Viorica Dăncilă. Și Viorica. Da. Uite, de exemplu, domnul Breaz e un astfel de exemplu. Sunt convins că domnul Breaz a învățat acuzativul, dar nu știe să-l folosească în viața de zi cu zi. Breaz care l-a sunat noi la un moment dat și l-a ținut fără acuzativ vreo 2-3 minute. S-a simțit. Bă, nu ne-a uite așa stătea. Nu ne-a uite așa plătea pe lipsa de acuzativ. Pe golul ăsta lăsat. Se înfipsese în golul acuzativului din dialogul nostru. Nu ne-a deranjat cu nimic. Că domnule, eu sunt de matematică. Lăsă bre că ești de matematică. Ești profesor universitar înainte de a fi de matematică. Da. Nu poți să fii absolvent de liceu și să nu știi să folosești acuzativul. Să zici problemele care le avem noi acili și la minister. Deci acolo e să problema. Să ne calmăm un pic, da. Dar spectacolul, nu, atenție, spectacolul încă nu este complet. De-abia de aici începe. Asta a fost un preambul. În acest preambul, doamna Monica Anisie a simțit nevoia să facă și o conferință de presă. Monisia. Monisia, în urma acelei declarații pe care a făcut-o dimineața, mă gândesc. A simțit că n-a fost destul. S-a zis mult mai mult decât atât. Hai să o rezolvăm cumva. Că eu vreau să fiu personajul zilei. A ieșit foarte rău. Deci declarația pe care am făcut-o a ieșit foarte rău. Nu s-a înțeles. O fac o conferință de presă în care explic ce sunt aceste teste PISA, da? Că ieri l-am avut pe președintele Consiliului Județean Iași, de la NISA până la TISA. Uite, aveți de și la PISA. NISA până la TISA, trecând până examinarea PISA. PISA. Și acum iată-ne în fața acestei conferințe de presă a doamnei Monica Anisie, care nu a venit singură, s-a prezentat cu o expertă în teste PISA și haideți să vedeți râsul de pe lume la acea conferință de presă. Să știți că nici mie nu mi-au prezentat acești itemi și de aceea mă uitam cu interes la colega mea și așteptam un răspuns concret. Dar avem deci de aceea am adus-o alături de mine pe colega mea care a fost coordonatorul național, pentru că nici mie până la ora 10 nu mi-au prezentat absolut niciun document. Și ieri când la un moment dat am fost întrebată despre ce părere am despre rezultatele de la PISA, habar nu aveam. Și am aflat că am sunat imediat și zic, s-au dat rezultatele și pe mine nu m-ați anunțat, știam că e vorba de ziua următoare, nu de ziua de ieri. Și am fost asigurată că nu presa putea să primească mai devreme un răspuns. Deci nici eu nu cunosc exact care sunt aceste întrebări, care sunt itemii formulați. Nu știu dacă au voie să mi le prezinte. Deci dacă nu au voie, nu mi se... Deci s-au prezentat la această conferință de presă doamna ministru al educației, care a avut deja o evaluare asupra acestor teste NISA, PISA, MISA. VISA, MISA, da. Bun. MISE. Așa. Și împreună cu dânsa a apărut și un expert pe testele PISA. Și ele, cele două doamne, stând în fața conferinței de presă, au venit și într-un final, în parcursul discuției, au spus, doamne, dar noi nu le-am văzut, nu știm despre ce e vorba. Noi nici nu știm despre ce e vorba. Acum, hai că ne-a prins. Cred că s-a uitat. Monica, le spunem? Tu ce zici, le spunem? Hai să le spunem, ce am dat seama. Probabil ați înțeles. Noi nici nu prea știm ce e cu testele astea PISA. Vă spun, uite, vorbeam și cu colega, aia și ridicat de număr. Da, nu știu. Colega fiind expertă. Colega mea expertă în teste PISA, dacă ia colega mea expertă în teste PISA, da, habar n-are ce cu testele PISA, vă dați seama, eu prima dată când le văd. Dar a adus-o. Ce cumva? Știți dumneavoastră, știu și eu. Era exonerantă colega, în sensul că dacă ea, care e expertă, nu știe. Uite, să te văd pe expert asta, să vezi dacă ea știe. Amărât de ministru, până la urmă. Că în intervenția inițială spusese, domne, accentul la aceste evaluări internaționale nu cade pe ce știu, ci pe aplicarea. Dar de unde știți, doamnă, cum cade accentul dacă nu le-ați văzut niciodată ochii în ochi pe aceste teste PISA? V-a spus cineva cine experta? Păi nici experta nu le-a văzut.
A văzut cineva aceste teste PISA? Haideți să întrebăm un elev. Cum arată un test PISA? Da. Ați văzut vreodată un test PISA? Știți să recunoașteți un test PISA dacă mergeți pe stradă, trece pe lângă dumneavoastră testul PISA? Îl recunoașteți? Turnul din PISA! Măcar turnul din PISA, știți? Pe la ăla ușor înclinat, așa la... Pe la recunoaște, pe la l-ați văzut? Ce credeți? Accentul cum cade? Accentul cade din stânga și el s-a dus un pic în dreapta. Bun, ministrul educației, deci domne, ar fi putut foarte ușor comenta aceste informații aportează în spațiu în felul următor. Se vede dezastru făcut de PSD în educație în ultimele decenii. Asta este situația, să sperăm că la finalul mandatului era rezolvare, lucrurile vor sta mai bine. Bă, dar cât de simplu era, mă, Răzvan. Era și corectă. Era și corectă, era și impecabilă. Că PSD a avut monopol pe Ministerul Educației. Ne-a săturat, ați prostit țara asta la un nivel, ați mediocrizat. PSD-izării educației. Dom'le, era simplu, mă. Aveam și câteva metafore. Vai, bine, lăsa pe noi să vorbim. De ce nu? Vă spun, băieții, asta era răspunsul pe care trebuia să-l dați. Așteptați ora 18. O să vă spună, băieții, ce despre ce e vorba cu aceste... Uitați-vă la Bună România pe B1 TV, nu stau să comentez eu, ministrul educației, testele PISA. Și nu a fost nimic. Hai, mă, ai văzut teste PISA? N-am nevoie să mă uit. Eu pot să vă comentez testele PISA fără să mă uit. Auzi, dar cum comentez... Dai seama dacă mă și uitau la testele PISA, cât de bine le comentam. Dar cum comentez faptul că în legătură cu această situație a simțit nevoia să aibă o postare domnul Dacian Cioloș? Și spun eu cum comentez eu, ca să nu zici tu înaintea mea, că e clar că voi zice exact ce spun eu. Cioloș zice așa, seninătatea doamnei ministru a educației, mă rog, ale educației, cred că mai degrabă, genitivul, cum e. Așa, ne dă fiori. Ministru al educației, nu? Nu știu, pe vremea mea așa. În fapt, este o tragedie. Elevii români învață după un curriculum care nu are legătură cu... Deci, domnul Cioloș a înțeles că e vorba de testele MISA și de-aia a zis, domnule, ce am o pricep eu, stați un pic, aici intervin eu, pentru că trebuie să spun... Este vorba despre o spirală, poftim, a tăcerii, în ceea ce privește divulgarea informațiilor pe care noi le avem. Testele PISA. PISA, dar domnul ex-membru MISA, PISA fără diacritice. Că poate se creează o confuzie și în această zonă. Da. Că nu știi, pui niște diacritice și ți se schimbă complet datele probleme. Uite, întreabă-l pe Finul, analist și politician Coita, care iar se află în această situație. Abia așteptăm să ajungem acolo. Dar până acolo, mergem un pic până la... Că vorbim, zici educație, spui Ministerul Educației... Spui Monisie, spui Vasilica Dăncilă. Zici spui educație, Vasilica Dăncilă, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie mascota educației din România. Da? Ar trebui să fie așa. Și când vorbim de educație, să apară, să danseze o... Nu, știi, Răzvan, ca la meciurile alea de străinătate, să danseze așa o Viorica Dăncilă în spate nu acolo. Nu mascotă, Răzvan, exact. Știi că mascotă, domne! Nu, există acest fel de a preîntâmpina accidentele. Poliția română are acest mecanism. Pune cât o mașină de asta lovită pe undeva pe marginea drumului. Poți exemplu negativ? Uite ce poate să se întâmple din cauza vitezei. Păi cam nu. Așa e, doamna Viorica Dăncilă, o putem pune când vorbim despre educație. Uite ce nenorociți se pot întâmpla din cauza lipsei de educație. Deci dacă nu vă țineți de carte, uitați-vă că nu, nu e de glumă. Păi dacă o preziți ca și cum educația de România ar reprezenta o problemă sau ar trebui să ne îngrijorize. M-am uitat la doamna Monisie. Da. Stați liniștiți, testele astea. Da. Astea sunt făcute mai mult să ne încurce. Testele astea vin și pleacă. Eu făceam griji dacă obțineam rezultate mari la evaluările PISA. Da, nivelul scăzut la PISA. Și deci e o problemă, Răzvan, trebuie să explicăm. Vorbă sub radar. Ne furau creierele după aia. Vreau să spun. Deci după aia plecau elevii români, creșteau și așa mai departe. Hai, să spunem adevărat. Și furnizam forță de muncă în Occident. Ca să știți. Vreți să descurajăm. Elevii români au fost instruiți să răspundă greșit, da, ca să nu mai atragem atenția corporațiilor străine să ne ia absolvenții din țară. Uite, păreți cât puteți de proști. E o situație... Și politicienii noștri fac la fel. Și atent că e o situație pe care simt nevoia să explic cu un exemplu din viața personală. La un moment dat se punea problema recrutării în armată. Încă mai era momentul, mă rog, încă nu se rezolvase problema cu armată. Și tu ai obținut cel mai mic la IQ? Domne, și erau niște teste acolo, fizice și așa mai departe, și la un moment dat erau niște teste de inteligență. Da. Și data îmi spune, bă, Radu, vezi cum dracu face acolo, să nu te pune nu știu cine, să-ți iasă atât de bine, de să... Fă și tu acolo, zăpăcește-le, doamne, iartă-mă, pe alea pe acolo. Și eu ajuns acolo văzând niște doamne în juriu, evaluatoare, nu? Văzând niște tineri în jurul meu, eu tânăr și eu la rândul meu, zic, bă, mă fac dracu de râs aici, nu pot să mă fac de râs. Și atunci m-am pus pe ele
și am făcut testul ăsta de inteligent. L-ai făcut la capacitatea maximă? La capacitate aproape maximă. Am greșit una intenționat, zic, bă, hai totuși hai să nu fac niște hai să nu. Că nu mă mai lasă ăștia să plec din seara asta. Bă, și când au ajuns testele pe masa pe care, mă rog, trebuiau evaluate, nu? S-a pus o evaluare peste evaluare. Așa? Dom'le, a ieșit că nu e prea bine. Și după aia am explicat. Așa am vrut intenționat, ca să descurajez cumva. Deci asta e mecanismul pe care noi îl folosim pentru descurajarea acestui export de creiere în diaspora. Cred că mecanismul a fost cel pe care l-am practicat eu la aceeași testare. M-am oprit la jumătate. Dă frică din greșeală să nu răspund corect. Adică fiecare a avut metoda lui. Eu am gândit, zic, domne, probabilistic, nu citim întrebarea, răspundem cum putem noi mai greșit, dar dacă le nimerim. Asta este. M-am oprit la jumătate să fiu sigur. Trebuie să mai dăm o informație până la Viorica Dăncilă. Deci noi suntem feriți de recrutarea în armată și testații PISA de recrutarea de către companiile străine. Dom'le, trebuie să mai dăm o informație importantă legată de aceste teste PISA. Așa. Dom'le, pare că în toate țările acest test se dă pe tablet. Doar în 9 țări... La noi s-a dat cu abacul și pe o tăbliță, așa scrie cu cretă. În 9 țări din lume se dă cu pixul pe foaie. Singura fiind... Rest pe tabletă. Singura din Europa fiind România, nu? Dom'le, iată-ne pe noi, România, nu o țară care... Tradiționalistă, ți-am spus că noi ținem. Respectăm ne conservăm tradițiile. Era ușor să te duci către tabletă. Păi dacă era pe tabletă, luam alte scoruri. Păi da, vreau să spun că e un exemplu negativ. Adică toată lumea stă într-o îngrijorare legată de copii. Bă, stau numai pe tablet. Corect. Noi nu, noi stăm numai cu pixul pe hârtie. Plus că pe tabletă s-ar fi descurcat mult mai bine. Da, cu pixul e problema. Pixul a curcat foarte mult, da. Asta este situația. Bun, și acum... Hai, domne, că am trecut noi pe momente mai grele. Nu ne întoarce pe noi din drum un test PISA eșuat. Cât am eșuat noi în viața asta? Păi acum, serios, poporul român are o specializare permanentă în situații eșuate. Domne, noi... Ne încurcăm de la un test PISA. Noi în curând... Aș fi preocupat dacă obțineam rezultate bune și fi zis, băi, se întâmplă ceva. Se întâmplă ceva de aici... Noi în curând vom eșua să eșuăm. Adică și eșuatul va fi eșuat la noi în curând. Adică suntem atât de experimentați și atât de tradiționaliști în eșuare, încât la un moment dat acolo vom ajunge. Apropo de eșuat, Viorica Dăncilă nu se lasă. Uite, tu, fostul lider al Partidului Social Democrat, a anunțat că va candida pentru o funcție importantă. Mă, și atunci, vă zic sincer, mi-a stat pur și simplu sângele. Pur și simplu s-a blocat cumva. Blocat așa, inima nu mai pompa, inima românească, vreau să zic. Să nu te trezești mort. Vorba doamnei Raluca Turcan. Deci inima nu mai pompa sânge la nivel, nu mai mi-a alimentat creierul cu sânge. Acum vezi cum se simțeau mulți lideri ai din politica românească de-a lungul timpului. Și apoi am luat-o deoparte și am citit-o și m-am mai relaxat un pic. Nu te vizează direct. Voi rămâne alături de Partidul Social Democrat. Sigur să vă duceți, doamnă. Voi fi foarte implicată în programul PSD. Dar ce oscila între a merge la USR și a rămâne la PSD? Ce variantă avea Viorica Dăncilă? Deci să știți că totuși rămânem pe PSD. Și o să vă duceți la vocea la liberal. Unde mergi, Breașa? Unde te duceai tu încolo? Să vii la PSD, mă, doamne. Ai și multe variante. La UDMR nu te primeau ăia că nu vorbești maghiara, nici limba română, nu o stăpânești prea grozav. La PMP nu cred că îți deschidea Băsescu ușa, putea rămâne acolo pe hol în anticameră. La PNL au ajuns oamenii la putere dându-te jos. În USR, hai să fii serios că n-aveai partener de dialog. Bă, unde să te duci? Și voi fi alături de noua conducere. În momentul ăla parcă îi vă pușta din noua conducere, dându-și o palmă peste cap. Păi noua conducere tocmai ca să se distanțeze de vechea conducere. Da. Și vine vechea conducere să se lipească de noua conducere. Deci noua conducere a avut ca principală reușită... Distanțarea de Viorica Dăncilă. E ca o reușită a fost, adică un succes. Ai văzut-o, au apărut oamenii... Am dat-o jos! După 6 ore de transpirație erau, exact. Vai, dacă nu mai știau gramatică, Ciolacu, dacă îl trebuie gramatică, rupe. Da, știu, Institutul Iorgu Iordan. Se descărcase de gramatică, practic nu mai reușea să accentueze nimic. Tocmai din prisma acestui succes. Și acum vine Viorica Dăncilă. Voi rămâne alături de dumneavoastră. Și acum vine ce parcurs vrea să aibă Viorica Dăncilă. Ce vrea să facă în viață. Am preluat la școală? Conducerea interimară a organizației de femei. Nu o să mai candidez la șefia Partidului Social Democrat, o să candidez pentru șefia organizației de femei. Zice Viorica Dăncilă, liniștind apele, ați văzut imagini de la această organizație. Deci tineretul, pensionarii și organizația normală, ca să spun așa, au scăpat. Da. A cășunat pe oamenii ăștia de la femei. Da. Dar vrei să-ți spun ceva? Și lor le place. Da, trebuie să recunoaștem. Acum nu aș vrea să fiu precum comentatorii complet deplasați de la diverse evenimente nefericite din viața femeilor care spun, haide domne, că și ele. Dar vreau să spun că la cum am ascultat-o pe femeia aia din Constanța, femeia social-democrată din Dobrogea. Doamna Gâju! Doamna Gâju! Nu putem să uităm așa un nume. Doamna... Toate numele le uiți, pe Gâju ai ținut-o minte. Deci asta e ceva nereu, că asta e o problemă a ta. Sună și bine.
Dăcea. Sună rotund, sună. Deci, doamna, sună plăcut. Seama cum i s-au umezit ochii doamnei Gâjul când a auzit că se întoarce Viorica Dăcela și fie organizat. Așa, doamnă, că nu vă meritau bărbații aia. Dumneavoastră sunteți o femeie, o mamă, o social-democrată, o social-democrată, da, o măicuță pentru poporul român. Veniți, doamnă, aici înapoi, unde vă simțiți bine. Ce e aici? Ce mi-arăți aici? Liviu Dragnea, cu organizația de femei. Și femeile sale. Da. Simt nevoia după o asemenea poză să iau un pic de publicitate, Răzvan, ca să mai... Vrei să te relaxezi? Ne mai, vrei să facem un test PISA? Să facem un test PISA și, și vedem. Și vedem dacă ne mai întoarcem. Da. Funcție de rezultate. Pauză. Publicitate. De față cu procurorii, noi avocații am fost amenințați de către Dincă și cu violența și în toate felurile, iar procurorii care erau de față îl lăsau și râdeau și bineînțeles că îl și instigau prin mimică. Dincă se plimbă ca vodă prin Lobodă, fără cătușe, fără nimic, pe holuri, peste tot, numai în momentul că are și-a pus și-a lăsat Luco mustață, așa, să zică că e mai fioros, are o șepcuță și o întoarce invers așa și merge ca negri prin Harlem și numai așa face și către noi, numai în scheme din acestea de judo, de bătaie și ne înjură, ne face, ne măscărește, ne face în toate felurile. Nu suntem absolut de acord cu ce s-a întâmplat. Este ca un inculpat să sară la gâtul oricărui avocat. În primul rând, suntem revoltați de această atitudine. Acest inculpat este chiar protejat. Deci asta s-a văzut ieri. Aș veni cu un mesaj, dar o să ajungă și domnul Tonel Pop. Aș vrut să discutăm ca de la omul cu doamna Hosu și în primul rând cu domnul procuror Pătuleanu. Pentru a afla adevărul, a se spune lucruri pe nume, a nu se mai continua, adică să ne spună cu totul alte povești și alte minciuni. Deci fetele nu sunt moarte. Avem garanția și suntem convinși în sufletul nostru de care de părinți nu sunt moarte. Vor să își amalizeze. Bunicul Luizei, mama Luizei, ați ascultat un pic mai devreme, au făcut astăzi un nou drum în București. Era în fața sediului DIICOT, după care au luat-o către Casa Poporului, acolo să se întâlnească cu oamenii ăștia care până la urmă pun la cale țara asta, în halul în care ea se desfășoară. Nu pare pusă la cale, pare că e o întâmplare, țara asta. Pare că așa, e, așa ne-a ieșit, pare acum n-avem ce să faci. Dar totuși mă uit așa cu oarecare stupoare la oamenii aceștia. Mă rog, mă uit la necazul lor și tot îl urmăresc și încerc să-mi dau seama până la urmă către ce duce, că trebuie să ducă către ceva într-un final. Cred că duce către nimic. Nu duce nicăieri. Adică am senzația că autoritățile au această tactică prin care îl așteaptă pe Dincă, Gheorghe Dincă, să-și dovedească vinovăția. Deci la noi era ideea să-ți dovedești nevinovăția. Acum noi pare că suntem în situația în care așteptăm ca domnul Dincă, asumându-și crimele, să-și dovedească această vinovăție, că ne-a spus că a omorât fetele și ne-a lăsat așa. Da, i-a lăsat încurcați, pentru că în momentul de față procurorii au într-adevăr mari dificultăți în a trimite dosarul în judecată pentru crimă. El nu prea se poate stabili crima, propriu zis așa. Cel puțin în ceea ce o privește pe Luiza. La Luiza lucrurile sunt... drastic. Înțelegi? În pom. Deci nu prea au cum să... La Alexandra beneficiază de aceea strategia lor de comunicare, care sunt, domne, așa, cu sobița, cu nu știu ce... Hai să fii serios cu sobița. Dar asta e situația. Deci acolo au încropit ceva. Da, dar încropit nu e suficient. Că procesul ăsta va fi urmărit și în faza sa de instanță. Da, procesul în faza de instanță. Deci va fi monitorizat și acolo. Nu te poți duce cu o mizerie de rechizitoriu să se râdă lumea de tine, ca să mă exprim în termeni de analfabetism funcțional. Că ei cu asta se ocupă, cu divertisment. Adică da, dar ei se ocupă cu asta în mod involuntar. Știi? Da. Adică dacă ar fi după ei, nu s-ar ocupa cu asta, dar săracii ce să facă? Asta le este cumva. Și problema e că nu se poate ajunge într-un punct al finalității, pentru că n-au datele problemei puse cap la cap. Dar, să-i lăsăm pe procurorii de ICOT să-și facă datoria. Înainte să-i lăsăm, vreau să dau foarte repede o poză. Ce dau poză? Alex, producătorului o poză. Apropo de asta cu divertismentul. Schimbă datele asta, problemei? Aduce aminte un moment important în desfășurare, apropo de procurori de ICOT, poza pe care o vom urmări imediat, poza aceasta, și pune accentul pe ideea de divertisment. Pentru că, da, doamna purtătoare de cuvânt de la DIICOT, la un moment dat, a ieșit să explice într-un moment de maximă tensiune, să explice statusul acestei anchete. Da, cred că și ți-a explicat. Uitați-o, doamna ieșită vorbind de niște crime, vorbind de felul care au fost arse fetele acestea. Și uitați-vă și dumneavoastră câteva instantanee. Bine, în perioada aia de la biroul de comunicare al DIICOT-ului erau anunțate localitățile greșite.
Da. Lume, vedeți că în călăraș sau ne nu știu părea pe așa, pe amuzament, părea pe haz. Adică, într-un fel, vezi că vine și concretizează și suspiciunea noastră. Deci, da, oamenii ăștia sunt ce râde, doamna Polin. Probabil râde de jurnaliștii care au depus cereri de informații publice pentru subiectul 10 august, care pe mine mă interesează mai mult în ceea ce privește DIICOT-ul decât acest dosar Caracal, care... Nu știu, am senzația că nu... Nu-mi duce nicăieri. Nu, e un drum închis. E drum închis, da. Dar probabil dânsa râde așa, că iar au trimis ăștia o cerere de informații publice și râde așa, că uite cum încalcă DIICOT-ul legea și nu răspunde. În privința 10 august. Uite cum încalcă DIICOT-ul legea și nu se poate face nimic. Revenind la ce ne interesează cu adevărat, și anume siguranța domnului Tonel. Că fetele alea, dacă mai sunt în viață sau nu, n-avem de unde știi. Păi domnul Cumpănașul ne-a explicat în ultima zi de campanie, nu? Că a găsit pe fete, domne. A găsit doar una dintre ele. A mai venit să mai spune ceva în lege. N-a mai urmărit. Păi când nu e nici 2%, nu mai zici nimic. Taci din gură. La procentele alea nu mai spui nimic. Rămâi așa cum ai căzut la procentele alea. I-a sunat pe părinți. Făcuseră România TV Breaking News. Problema e cazul. Că după ce s-au certat în ultimul hal, după ce domnul Cumpănaș a fost acuzat că a căpușat și cazul Luiza. Nu i-a ajuns, nu s-a săturat cu... acest caz al Alexandrei. A intrat a ciugulit un pic și din Luiza și domnul Tornel a spus: stop! Hai să ne împărțim. Acum fac un front comun iară? Acum s-au împrietenit nou pentru că îi unește un dușman. Ia uite cum stau ei ieri. Ieri a fost realizată poza asta de colegii noștri de la B1.ro în Parlamentul României. Uitați-vă puțin. Stau la masă aici. Zici că e completul de trei. Cum stau ei la judecat aici. De ce? Păi înțelegem că domnul Cumpărașu l-a luat de aripă pe domnul Tornel și i-a spus: măi Tonel, cum îl cheamă? Tonel Pop. Da. Măi Tonele, tu ai văzut cum se uită dincă la tine? Ai văzut ce scheme de caratist are? Ne-a spus și domnul Tonel. Cum își pune șapca aia cu cozorocul la spate, ai văzut de periculosie? Am văzut. Alex, ce să fac? Păi ce să faci? Merge în Parlament. Și aici așteptau să intre în Parlamentul României, să vorbească cu parlamentarii. Domnule, trebuie făcut ceva. Trebuie protejat omul ăsta. Tonel a explicat foarte clar că a fost atacat de către Gheorghe Dincă, de față cu procurorii. A fost atacat atât verbal cât aproape și fizic. Aproape că s-a ajuns la el. Din ce cauză? Din cauza faptului că din ce a reținut eu. Că domnul Tonel caută adevărul, domnule. Că domnul Tonel căutând adevărul, i-ar fi adus aminte lui Gheorghe Dincă faptul că i-a acuzat că și-a violat fica. Și Gheorghe Dincă nu a suportat această acuzație. Totul până la această acuzație. Bă, n-a suportat acuzația asta și s-a repezit la Tonel. Sper că nu să-l violeze și pe Tonel. Nu să... Dar să-i spună lui Tonel că nu știu ce cu fica, că dacă ai avea o nebunie. Ce vreau să spun cu asta? Deci, domnule, Gheorghe Dincă este un personaj care povestește cu lejeritate cum a ars într-un cadavre, cum a violat, cum așa. Dar până la această acuzație, în legătură cu fica asta. Deci, atenție. Până la incest. Totul până aici, da. Bun. Crimă, viol, ce doriți. Trafic de ființe. Da, asta nu poți să... Dar fără incest. Da. Are și el niște standarde. Și atunci îi zbucni și a sărit pe omul ăsta. Da, și domnul Tonel, prea forțat-o. Bun, eu am fost încântat când am văzut imaginea asta. În primul rând pentru că oamenii și-au s-au împăcat. Da, e bine că s-a terminat cu bine, da. Uite, te uiți la masa aia și vezi 1,5% în alegeri. Că Tonel te trage în jos. Adică el avea 2, da? El avea 1,8, da. 1,5 cu Tonel. Da. Și cum stau acolo și complet de judecată, e onorată instanță. Uite, cum stau acolo și judecă ei acest caz. Frumos. Înainte să luăm publicitate, vreau să facem o trecere un pic. Sper că îi protejează parlamentarii. Nu s-a dus degeaba până acolo. Prin Gabriela Firea, trecem un pic prin Gabriela Firea, care doamna Gabriela Firea... M-aș îmbrăca un pic mai gros dacă deschizi discuția asta. Nu, mi-aduc aminte, uite, mi-aduc aminte anul trecut pe vremea asta. Știți că eram în mânecă scurtă. Deci avem această... Și afară era mai cald. Avem această problemă cu încălzirea globală. Dar noi avem și-o cu încălzirea locală, în sensul că nu se încălzește nimic. Apartamente reci, apă rece, nu ai probleme. Pe de altă parte... Încălzirea locală. Adu-ți aminte, Răzvan, că anul trecut pe vremea asta ninsese un pic și doamna Gabriela Firea ce a făcut? A înghețat școlile. Nu ți-a luat aminte? A înghețat școlile, nu? O săptămână, nu s-a mai luat școală. Că a început să ningă. Au fost multe momente frumoase în mandatul doamnei Firea. Acum, dacă vrei să depunem amintiri, eu îți spun și de celebra furtună. Furtuna? Nu mai ții minte când au fost deschise școlile pentru că urma o furtună fără precedent? Mi-aduc aminte, da. Ai crezut că o să ne trezim toți ca în Vrăjitorul din Oz, într-o altă sus, parte? Da. Parcă am fost în Kansas, niște Dorothy ne simțeam cu toți. Ții minte că în momentul avertizării de cod roșu, de furtună, baricadați-vă în case, țineți copiii în brațe și ascundeți-vă sub tău cu uși, eu eram la o terasă. Eu eram la o terasă și nu mi-am amintit să fi căzut nici măcar un scaun. Vreau să vă spun că zilnic trec în dreptul acestei construcții, acestei apariții, nu știu cum să numesc, acestei ridicături.
acestui... Mă uit așa, deci rămâi, e ceva monumental acolo, deci în zona... Și, dar ce înseamnă? Deci este amplasat în fața ambasadei Chinei și încolo merge șoseaua Nordului, da? E practic în nordul capitalei. Bulevardul Beijing chiar. Așa, și trec pe lângă ea și mă întreb și exact ce te-ai întrebat. Și ce e asta? Ce a vrut să spună doamna Gabriela Firea? Pentru că eu cred că și doamna Gabriela Firea tot pe acolo vine către voluntari spre casă. Și eu sunt convins că și dânsa trece cu aceeași întrebare. Bă, ce-am vrut eu să spun cu chestia asta când am pus-o aici? Cred că a uitat, s-a luat cu altele și a uitat. Eu îți spun ce. Ce e, Răzvan? Mi-am dat seama acum. Ia spune. Îți dai seama, eu având și o dimensiune artistică. Eu am zis că e o căpușă prima dată. Zic, domnule, a căpușat, nu? Că pare așa, cu tentacule, cu nu știu cum ar arăta o căpușă. Dacă vrei să scoți o căpușă. Sunt câteva jeturi înghețate. Da, domnule, a rezolvat-o, deci pentru că este de cap. Simbolul, de cap, că nu. Simbolul mandatului doamnei Firea este jetul înghețat. Da, da, da. Apa rece până la îngheț. Asta până e. La îngheț, chiar dacă este curgătoare. Da. Și nu neapărat apă. Nu neapărat. Jet e un termen generic. Poate fi orice îți dorești. Doar imaginația este limita. În fiecare zi trec pe dreptul acestei chestiuni și îmi pun această întrebare pe care, mă rog, logica o naște. S-a elucidat, da? Ce mai aveți? Uite, mai are... Ce alte mistere mai există? Avem timp să dăm... Avem două minute, dacă mai vreți alte chestiuni, cum s-au construit piramidele sau... Nu știu cu ce să vă mai ajut. Din capitală face niște acuzații legate... N-avem timp de... Doamne, tare de tot, un biciclist despre această reușită a pistelor de biciclete pe care întâi Sorin Oprescu l-a instituit, după care a venit Gabriela Firea, dar emisiunea e lungă, avem timp de așa ceva, pentru că până la urmă trebuie să-i dedicăm, doamne primar, trebuie să-i dedicăm, doamne primar, un spațiu generos, pentru că mă uitam... Pentru că este, în primul rând, soție, mamă, femeie și de ce nu? De ce nu crea asta zăpezi? Să spunem și lucrurile astea, fostă prezentatoare TV. Acum, l-am ascultat la emisiunea colegului nostru. Cavalera Ordinului Steaua României. Tudor Barbu, l-am ascultat la domnul Tudor Barbu pe viceprimarul capitalei. Există așa ceva? Aurelian Bădulescu într-un dialog cu viitorul primar al capitalei, cu Nicușor Dan. Cu fostul candidat. Domnule, și oamenii ăștia tot timpul știu să-ți explice de ce nu se poate, de ce nu s-a putut. Adică ascultam și la Gabriela Firea, ascultam și pe Bădulescu ăsta, tot timpul îți explică cu multe argumente, te îngroapă în argumente de ce a intrat în faliment Radetul, de ce n-au plătit la Elceni. De ce n-au făcut, doamne, iată, nu știu ce, de ce? Deci tot... Dar ajuns să ți se pară normal. Păi zic, păi, dar de ce ar face cineva? Dacă atât de ușor, atât de bine explic oamenii ăștia de ce nu fac, de ce ar face? Da, e că sunt și convingători. Ei sunt tari pe explicații de ce nu fac. Dar asta e sfatul meu, este să nu-i ascultați niciodată. Că e posibil să pe unii, mă rog, unii care poate aveți alte competențe, nu cele din zona administrativă, să vă convingă. Deci, sfatul nostru, și cred că și medicii recomandă, o vedeți pe Gabriela Firea, pe domnul Bădulescu, pe alții din anturajul ăsta. Mâine la urechi schimbați canalul. Bine, dacă e pe un TV, doar puneți mâine la urechi, nu schimbați canalul, vor să dispară repede. Pauză și apare ceva frumos. Bună pauză.